Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi vreau să discut despre momentul mesei la copiii mici și dacă poate deveni el un moment de joc sau joacă. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Lorena Mincu, psiholog la Asociația Home Therapy. Bună, Lorena, bine ai revenit! Bună, Alex! Deci, momentul mesei e un moment care pentru mulți părinți este unul destul de stresant când au copii mai mici, că nu vor să mănânce, că nu sunt atenți, așa mai departe. Ar fi ok să încercăm să-l transformăm într-un moment de joc sau de joacă? Ar fi foarte ok, atâta timp cât nu folosim, să zicem, un gadget, adică nu îl punem pe copil în fața televizorului sau îi dăm tableta sau telefonul. Pentru că, după părerea mea, și am auzit mulți nutriționiști punctând acest aspect, că mâncarea trebuie să fie un act conștient, adică copilul trebuie să fie atent la ce bagă în gură și ce mănâncă. Și vis-a-vis de acest aspect, probabil că ai mers și tu în parc cu Mar și ai observat că sunt mămici și bunici care își aleargă copilul cu banana prin parc, când copilul oricum nu este interesat atunci de mâncare, el este preocupat de joacă. Practic, aia este nevoia părintelui sau a bunicii să-i dea banană, nu este nevoia copilului. Deci da, sunt de acord să transformăm masa într-un moment de joacă. Scuze-mă că mi se pare important să punctăm chestia asta. Deci e important că atunci când copilul mănâncă, indiferent că mănâncă mai mult sau mai puțin, să fie conștient că mănâncă, nu să-i divertăm atenția cu altceva și în situația asta să-l hrănim și să ne se pare nouă că am făcut ceva bine. Zic bine? Da, eu așa, asta este părerea mea, că trebuie să îl interesăm de actul mesei și de ce mănâncă și putem, de pildă, să inventăm un joc. Dacă avem un copil mai mofturos sau care are un comportament opozant, putem, de pildă, să ne prefacem că ne jucăm de restaurantul și să-l invităm la restaurant și noi să fim ospătarul care îl servește. Am văzut că sunt tot felul de mâncăruri și sandvișuri care arată într-un anume fel. Acum, pentru cine este mai îndemânatic și are talent către așa ceva, se poate apela și la asta, să faci mâncarea să arate într-un fel haios. Pentru noi, ceilalți care nu ne pricepem la acest lucru, rămâne să ne jucăm. Am remarcat la Marc când era mai mic și încercam noi să-l convingem să mănânce lucruri sau să încerce lucruri noi, întotdeauna funcționa să inventăm nume caragioase de mâncăruri. Cred că dacă inventez niște nume simpatice... Expresii haioase, da? Și eu mi-aduc aminte că mă inventam cu copii, când mă întrebau ce avem de mâncare, dar mâncarea era în fața lor și spuneam inimi de dinozauri și urechi de elefant sau ceva haios. Era foarte distractiv pentru ei. În momentul în care, practic, copilul este amuzat și râde, opoziționismul și anxietatea lui scade și atunci, practic, l-ai câștigat ca și partener și, practic, e deschis pentru că sunt niște bariere care cad în acel moment. Și cred că e important să spunem că nu e nimic în neregulă să existe o masă care prin joc devine mai murdare, să spunem, sau mai haotică, adică mai zboară mâncarea pe masă, pe haine și așa mai departe. Știi că mulți părinți își doresc, nu știu de ce, să fie tot așa totul destul de ordonat și până și noi adulții ne se întâmplă să ne mai pătăm pe haine, cu atât mai mult copilor, și cred că am putea să facem și din chestia asta un joc și să încercăm să fim mai relaxați. Dacă putem să... E un exercițiu și pentru noi, adulții, să fim mai relaxați, pentru că pentru copil este clar amuzant să se joace și cu mâncarea, iar pentru copilul mic cu atât mai mult, că își dorește să fie independent, să mănânce singur și atunci inevitabil se mai și pătează. Iar la copii un picuț mai mari putem să implicăm și pe ei în actul gătitului, să le dăm să toace un morcov, să contribuie și ei alături de noi în bucătărie și atunci s-ar putea să-și dorească mai mult să mănânce, dacă au pus și ei acolo mâna. Așa este și pot să spun din propria experiență că atunci când este copilul mic, n-are niciodată cum să dea greș avionul. Când încep să faci pe acolo, cu cât faci sunete mai multe și mai întortocheat drumul avionului, cu atât sunt șansele mai mari ca pe copil să-l intereseze ca să parchezi avionul respectiv, lingurița sau furculița la el în gură sau și apoi să ajungă în stomac. Lorena, mulțumesc frumos! Încercați să faceți din momentul mesei un moment de joacă, încercați să faceți din orice moment al zilei un moment de joacă, pentru că asta n-are cum să fie decât benefic pentru copiii voștri, pentru voi și pentru relația dintre voi. Și mai ales nu uitați să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunați sunt. Pa, pa!